Mini-vacanța de 1 iunie și Rusalii a început într-un stil bine cunoscut pentru români. Cu o coadă. Reparațiile au produs cozi atât în drumul spre mare, cât și în cel spre munte. Asta în timp ce la granița de la Ruse, coada este de peste 5 km. Am văzut imaginile de astăzi de la granița dintre România și Bulgaria. Suntem în legătură telefonică directă chiar acum cu doamna comisar șef Infotrafic, Ramona Turda. Bună ziua! Bună ziua! Ce rută ar trebui să evităm pentru a nu ne strica vacanța? Într-adevăr, la începutul mini-vacanței de 1 iunie și de Rusalii s-au intensificat deplasările către diversele zone turistice din țară, determinând astfel aglomerație pe principalele artere rutiere. Vorbim de autostrada Soarelui, unde se circulă în coloană în zona localității Fetești, acolo unde, din cauza lucrărilor de consolidare a podului peste brațul Borcea, traficul se desfășoară doar pe câte o bandă pentru fiecare direcție. Precizez că pentru o perioadă limitată de timp, în vederea fluidizării, polițiștii procedează la oprirea circulației pe sensul către capitală, permițând astfel deplasarea pe două benzi pe cel către litoral. Și pe autostrada 1 București-Pitești este trafic intens la ieșire către localitatea Bascov din județul Argeș și acolo au loc lucrări de construcție a nodului rutier ce va face legătura cu viitorul tronson al autostrăzii Pitești-Sibiu. Pe drumul național 1 Ploiești-Brașov se circulă în coloană pe sensul de urcare în zona localităților Bănești și acolo sunt lucrări de consolidare a podului peste râul Doftana, iar traficul se desfășoară pe câte o bandă pe sens. În condiții de aglomerație se circulă și la Comarnic pe sensul de urcare, dar și între stațiunile Montane, Bușteni și Azuga. Le recomandăm șoferilor să opteze pentru rute alternative atât la autostrada A2 cât și la drumul național 1, să-și planifice cu atenție deplasările în această perioadă, să manifeste respect față de ceilalți participanți la trafic prin semnalizarea oricărei intenții de schimbare a benzii de circulație sau a direcției și să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule.